Salutare lume și bine ați venit la un nou episod. Sunt pe serverul brodaraj.goldgames.ro. Vă aștept și pe voi, pe fiecare în parte. Eu astăzi am zis în felul următor. Mi-a rămas prea multe chesturi, adică cheiuri și mai departe. Și am zis că Hai să mă duc să le deschid. Da, am zis și mai repet. Cine vine pentru troll la casă, din câte s-a înțeles cam și s-a făcut. Au venit băieți un pic la troll și ideea care s-au vorbit, s-au discutat, bă, nu mai veniți la troll, că până la urmă, mă rog, măcar dacă faci troll, să-ți asumi de chestia asta până la urmă, zic și eu. S-a spart tot felul s-a început să spargă. N-aveau băieții un habar, știi? Bun. Hai să mergem să le deschidem. WordPS. Ok. Create. Mergem la create. Așa. Mă prefac că nu văd nimic la chestia asta. La asta m-am referit eu. Bun, chat case. Hai să începem felul următor. Chat case. Încep să... Hai să dăm drumul. Bun, prima ar fi gen ăsta. Hai să vedem ce luăm. Nu cred, wow, ce lichioare de experiență, bine mă, asta o să-l dăm la giveaway la voi. Deci când o să intrați pe server, o să stăm și o să vă dăm un mic giveaway, ca să știe. Ce mi-a venit? Cap de zombie. Nu știu de când am înțeles că am lumea, lege așa ceva, ok, nu știu cât de bună, na. Să zic așa, ui, știi? Mă rog, asta cu licoarea de experiență vi le dau vouă. Așa că vă aștept pe server, dar fără troll, pentru că o să fiți pedepsiți și... Nu e bine, frate. Nu e bine. Am luat call. Nu, car call. Aha, ok. Hai să vedem. Iar am luat. Uf, a scos beții, v-a scos. Mai spuneți încă o dată dacă mai vreți. Hai că după avem o cheie legendară. Legendarul las ultima. Începem de bag cu cheia epic. Bine, mă. Timp de zbor 30. Frate. V-am luat tot ce... Ce am luat aici? Voucher? Adică... Da, nu știu, nu mi-a apărut deloc, în fine. Da, după cum știți. Ai primit 30 de secunde, timp de zbor 30 de secunde. Ok, dar eu oricum pot să zbor, gen. Mă rog. Era fain de-l puteam da și la alții. Bun, hai că mai am avut 3 bucăți. Nu am dat de asta, dăm ceva care să dau la lume. Voucher. Ai deschis un care și-a primit un voucher de 250. Ok. Perfect. Iar am primit voucher, dar tot la fel. Încă o bucată, deci asta ar fi cam două bucăți și după aceea începem cu alea de epic. Să vedem. Chioare, timp de zbor 2 minute, nu îmi dat rog frumos asta, nu, mi l-a dat. Bine, e ultima. Ce are legendarul, lăsăm pe ultima. Hai,
Vot de 500. Gen, o să dăm pe un mic primul pe server. 5000 de bonuți, vedeți, deasupra. Îi vom da, îi vom da la playerul care e cel mai de treabă și, pun exemplu, hai să facem un fel următor. 5000 de bonuți, poate nu sunt mulți, nu, 6000, mixăm pe 6000. De acum, de când se va posta episodul, până pe mâine, gen, până pe live-ul de mâine despre seară, nu știu, de la ora 6, cam pe acolo, o să dau 6000 de bănuți, cine face cea mai frumoasă bază. Așa că vă aștept pe server, o să pun tot în descriere, nu știu de pe ce s-a activat asta, dar mă rog. Epic. Hai să vedem ce ne pică la Epic. Serios? Capul has. Nu știu, capul în creator ne-a înfricat, folosind sistemul botonul de spawn egg. Ok. Cred că e destul de rar, nu știu. Hai să vedem cine pe mai poate da. Dar mai bine așa că s-au un pic pe diamondul ăsta, nu știu de ce. Sau voce de 2000, opa, uite aici. Iar mi-a dat capul băiatul ăsta, serios vorbești? Bun băieți, vine legendară. O să-ți pregătiți? Sunteți pregătiți? Hai suntem cu băieții, ne plimbăm un pic, ne plimbăm, că totuși e legendară până la urmă. Cred că m-am undeva prin bază, dar o să văd. Da, ăla-i băiatul ce face troll, adică, mă rog. O să vă explic după aia, nu, chestia. De ce am axat pe baza asta de la început. Pentru că o să vedeți. Mă rog, pe măr de aur, hai să vedem. Plugdeat măr de aur. Măr de aur, 4 bucăți, ok. Deci ar fi în felul următor. 6000 de bucăți, plus. Cu 6000 de bonuți, de bonuți de ăștia deasupra, plus asta 4 mere. Eu zic că e ok, nu? Plus cap de asta de hască, nu știu cât de valoare are pe server, dar vedem. M-am zis că ar avea un pic de valoare, să spun așa. Bun. Deci ne întâlnim mâine pe livestream. Și da, vreau să trag atenție, frate, orice ai fi, nu vine și sparge baza asta, până la urmă abonați au făcut chestia asta. Și un exemplu, dacă tu vii să dai cu troll, o să fii pedepsit. De ce o să fii? Pentru că tu strici o chestie de la cineva. Sunt cu gradul de streamer, sunt conștient cu cine joc, dar cel mai bine, ceva de lumea de lucru, adică veniți pe server, ne jucăm împreună și așa mai departe, dar nu faceți rău. Asta ar fi lângă mintea mea. Dacă tot să înțeleagă alții, o să înțelegeți și voi. Apropo, și asta, licare de experiență, o să fie dată tot pe mâine pe live. Așa că cum se zice, v-am lăsat și vă urez o zi cât mai frumoasă.